Multor băieți le e frică că o să chelească. Ce nu știu ei însă este că acest lucru depinde doar de factori genetici. Nu contează că folosești produse de păr, nu contează ce fel de produse de păr folosești, nu contează cât de mult folosești. Contează ce fel de tată ai. Dacă el e chel, șansele sunt ca și tu să fii chel la un moment dat. Însă, pe perioada în care ai păr, depinde de tine ca să-l faci să arate cât de bine posibil. Și sunt câteva greșeli pe care s-ar putea să le faci care îți distrug complet aspectul părului. În videoclipul de astăzi vreau să vorbim despre 5 greșeli care îți distrug complet aspectul părului și de ce nu ar trebui să le faci. Hai să vedem despre ce e vorba. Prima greșeală care îți distruge părul este că folosești un șampon nepotrivit. Mulți băieți cumpără un șampon 2 în 1 pentru piele și pentru păr, pentru că na, e mai simplu și mai ieftin. Ceea ce nu realizează este că părul tău și pielea ta sunt lucruri diferite, deci au nevoi diferite. E ca și cum ai folosi ulei de gătit în locul uleiului de mașină. Părul tău are nevoie de un șampon de calitate care să-l ajute să-l păstreze sănătos și să-i dea strălucire, iar șamponul 2 în 1 nu face asta. Un alt șampon care îți distruge aspectul părului pentru că îl usucă este șamponul cu sulfați. Acest sulfat îți usucă firele de păr și arată ca și cum ai avea păr mort lipit de cap. Adică simți la atingere că e uscat. Ceea ce trebuie să faci este să cumperi un șampon fără sulfați. Ceea ce nu este foarte scump, poți să găsești o grămadă la supermarket sau pe internet. Însă dacă ai un scalp gras, uleios de la mama natură, poți să folosești și un șampon cu sulfați pentru că îți mai usucă scalpul. A doua greșeală care îți distruge aspectul părului este că duci fionul prea aproape. Făcând asta, căldura fionului arde vârfurile firelor de păr și le despică. Acum nu e o mare problemă dacă ai o frizură scurtă, un păr scurt, pentru că te duci în mod regulat la frizer și el îți taie vârfurile firelor de păr. Însă dacă ai un păr lung, este o problemă. Soluția este să ții fionul mai depărtat, să scazi o treaptă la nivelul de căldură și să investești într-un ser termoprotector ca ăsta care îți protejează firele de păr de căldura fionului. A treia greșeală este că folosești prea mult produs de păr. Prea multă ceară, prea mult fixativ, prea multă spumă. De ce? Pentru că îți încarci părul prea mult, devine greu să-ți bagi mâinile în păr efectiv și atunci când vrei să-l speli din cauza că e prea rigid, îți bagi degetele în el și odată cu fixativul smulgi și o grămadă de fire de păr. Fire de păr care vor crește la loc, nu vei rămâne chel din cauza asta, însă dacă faci asta în mod repetat, părul tău poate fi mai rar decât de obicei. Cu toții știm că arată mult mai bine un păr bogat și dens. A patra greșeală este că te speli cu apă extrem de fierbinte. Apa fierbinte îți îndepărtează uleiurile naturale produse de glandele scalpului și din cauza asta părul tău devine uscat pentru că nu mai este hidratat. Mai mult de atât, apa fierbinte îți slăbește rădăcina firului de păr și duce la o albire și la o cădere a părului prematur. Apa caldă duce la decojirea scalpului pentru că îl usucă și apar acele coje albe prin păr care arată oribil. Deci spală-ți părul cu apă călduță, nu fierbinte. Și a cincea greșeală care îți distruge părul este că te ștergi prea apăsat cu prosopul. Cu toții ne grăbim și vrem să ne uscăm părul mai repede, însă dacă faci asta cu prosopul, risc să slăbești rădăcina părului și în timp duce la o cădere a părului prematur. Ce vrei să faci în schimb este să apeși încet cu prosopul și să treci cu el într-o singură direcție, nu în toate direcțiile. Astfel te asiguri că rădăcina firului de păr este intactă și va rămâne așa pentru mult timp de acum încolo. Ai aici o listă cu toate cele 5 greșeli ca să nu le uiți. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să le distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like, să aprindeți notificările. De asemenea, să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să mai lăsați orice fel de întrebare legată de o problemă din viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Dacă devii membru al canalului, te poți alătura și grupului nostru de Discord numit Masa Sfaturilor, unde încercăm împreună să rezolvăm problemele cu care adolescenții se confruntă în viața de zi cu zi. Așadar, acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu, pa, pa!